Florin Câțu trimite noi săgeți spre Alexandru Rafila. Președintele PNL spune că este îngrijorat de numărul uriaș de infectări și ar fi vrut să vadă un plan concret de la Ministrul Sănătății. Până acum însă Rafila doar s-a lăudat cu modul în care a pregătit valul 5 fără să se vadă ceva concret. Eu am văzut, chiar citeam că avem iarăși un număr record de persoane infectate. Am văzut câteva articole că încep să fie probleme la secțiile de urgență. Eu asta mă interesează, soluții pentru a reduce numărul persoane infectate, soluții pentru a avea cât mai puține persoane care să fie spitalizate în urma acestui virus. De fiecare dată voi spune același lucru, vreau să vedem care este planul Ministerului Sănătății să fie prezentat în coaliție și să știm și noi unde mergem. România înregistrează zilnic noi recorduri fără precedent în privința infectărilor. Cu toate acestea, dinspre Ministerul Sănătății vin tot timpul mesaje liniștitoare. De altfel, pesediștii nu pierd nicio ocazie să-l felicite pe Alexandru Rafila în privința modului în care a pregătit valul 5. Florin Câțu se întreabă ce are de gând să facă Ministrul Sănătății pentru a preveni un nou dezastru. Înțeleg că vârful, de fapt, și asta mă îngrijorează, să știți, dacă astăzi la 20.000 de cazuri nu stăm la vârf și înțeleg că vârful o să fie cam peste două săptămâni, nici vreau să mă gândesc că ajungem la 50.000 de cazuri, 60.000 de cazuri, pentru că un număr mai mare, chiar și cu o rată mică de mortalitate, înseamnă, de fapt, un număr mare de persoane care produce. Și atunci eu sper că Ministerul Sănătății are pregătit un plan care să nu însemne un număr mare de persoane spitalizate și sau decedate. Nu am văzut această informație, dar mă vedea.